are sub ghidarea lui Edwin Bryan, de fapt sunt comentariile lui la Yoga Sutra. El este un PhD în Indologie la Universitatea din Columbia, un profesor de universitate la Harvard. Și din toate comentariile la Yoga Sutra, din toate abordările pe care le-am întâlnit până în prezent, în timp de ultimii 15 ani, cred că aceasta este cea mai reușită carte, pentru că ea combină o abordare academică dintr-o parte, din altă parte, o abordare tradițională, pentru că însuși Edwin Bryan, deși este profesor universitar la mai multe facultăți din Statele Unite, în același timp este un sadaka, un practicant în tradiția de Ashtanga Yoga și în tradiția de Bhakti Yoga. Și în acest sens, deci we have the best of two worlds, deci avem și atât abordarea academică cât și abordarea spirituală al unui insider din cadrul tradiției spirituale. Până în prezent am avut această carte în varianta electronică și acum, datorită ajutorului colegului meu, Balu, în sfârșit avem această carte de asemenea în varianta ei de hârtie și o mare parte din informații pe care le ofer în timpul acestui seminar sunt bazate pe comentariile lui Edwin Bryan la Yoga Sutra. Mulțumesc mult! Haideți să ne aducem aminte despre versetele pe care le-am discutat anterior și o să fac un share screen. Vom vedea acele slide-uri cu versetele noastre și ne vom aminti despre sensul sutrelor pe care le-am discutat până în prezent. Deci Yoga Sutra începe cu prima sutră, primul aforism, Atha Yoganu Shasanam. Acum este expus în învățătura yogai, cuvântul Atha este un cuvânt foarte important care este întâlnit în tradiția vedantică și de asemenea în toate scripturile care se referă la genre de sutra, pentru că toate sutrele, cum ar fi Jaimini Sutra, cum ar fi Vedanta Sutra, toate încep cu acest cuvânt Atha, de acum, care înseamnă că dacă tu ai venit acum la momentul de a studia această scriptură, înseamnă că deja ai o educație preliminară și, prin urmare, în continuare, după ce ai primit deja o înțelegere filozofică despre aceste subiecte, atunci poți să începi să studiezi subiectul respectiv. Am discutat în profunzime sensul cuvântului yoga, deci reunirea, selătura, procesul de a uni. Am vorbit despre anushasana. Anushasana înseamnă instrucțiuni complete care sunt transmise prin tradiția de parampara sau uneori se mai folosește cuvântul sampradaya, ceea ce înseamnă succesiune disciplică de la guru la discipol, de la inimă la inimă. Și anushasana, de asemenea, înseamnă o disciplină. Anu înseamnă a urma, shasana înseamnă strictețe, shasana înseamnă, se mai spune încă în limba engleză, rules and regulations, sau government, ceea ce înseamnă guvernare. Și într-un sens, deci atha, yoga, atha, de acum, dacă ești pregătit, dacă ești gata, poți să studiezi yoga în cazul în care ești pregătit pentru a urma o anumită disciplină, pentru că yoga de la început până la sfârșit este o disciplină foarte serioasă care trebuie să fie studiată sub îndrumarea maestrilor spirituali. Și în al doilea verset, înțeleptul Patanjali spune yoga shchita vritti niroda. Deci el dă o definiție foarte succintă a procesului de yoga din punct de vedere a unei descrieri negative. În continuare, Patanjali va descrie procesul de yoga din punct de vedere pozitiv, dar acum el face o descriere foarte conchisă din punct de vedere a ce este yoga, din punct de vedere a unei descrieri negative și el spune yoga este încetarea fluctuațiilor conștiinței individuale. Yoga, shchita, vritti, niroda. Noi am discutat în profunzime care este semnificația cuvântului chitta, care reprezintă conștiința noastră care combină în sine
inteligența, mintea, falsul ego și toate samskarurile noastre din viețile anterioare împreună cu karma care este stocată în corpul nostru subtil. Un cuvânt foarte important care se va întâlni deseori în următoarele sutra și în continuare în următoarele capitole este cuvântul vritti, care înseamnă vârtejuri de gânduri sau stări emoționale. O să mai discutăm astăzi încă o dată această noțiune, pentru că va apărea în următoarele versete. Și Niroda înseamnă liniștirea sau controlul fluctuațiilor conștiinței. Deci yoga este încetarea acelor vârtejuri de gânduri, de emoții, de stări negative care are loc în interiorul nostru. Yoga este încetarea acelui dialog interior care are loc de obicei dintre falsul nostru ego și inteligență. Și de obicei, din păcate, falsul nostru ego câștigă inteligența încă este slăbită, pentru că, de fapt, disciplina practicii yoga, yoga anushasana, sub îndrumarea unui maestru spiritual, înseamnă a întări inteligența, a face lucrurile nu care sunt plăcute, dar lucrurile care sunt corecte. Și am vorbit de asemenea în cadrul sutrei 3, deci care am discutat-o miercurea trecută, tada drashtu svarupe avasthanam, că atunci cel care vede, martorul se află în propria sa natură. Atunci? Deci atunci când cineva și-a stăpânit vritiurile, când cineva și-a stăpânit acel dialog interior, acele valuri de tot felul de gânduri, valuri de tot felul de amintiri care ne deranjează pacea interioară. Și datorită faptului că cineva a fost capabil să-și stăpânească mintea care este agitată de modurile naturii materiale, de tot felul de amintiri, încă un lucru care vreau să spun, că dacă înțeleptul Patanjali ar fi trăit astăzi, eu sunt convins că el printre vritiuri ar fi descris de asemenea mesajele pe care le primim prin smartphone zilnic sau acele e-mail-uri care ne deranjează de obicei și mai ales înainte de meditație, când vrei să-ți faci meditația ta zilnică și ți-a venit un mesaj, este o tentație foarte mare, deci hai să nu mă uit acum, nu, hai să te uiți acum, pentru că poate să fie ceva important. Te-ai uitat mesajul și s-a dus toată meditația ta peste cap, deci este încă un vritti electronic în timpurile noastre prezente. Cel mai important cuvânt în această sutra, în sutra 3, este cuvântul svarupe, ceea ce înseamnă forma spirituală sau identitatea sinelui spiritual. Și aș vrea aici să mă opresc puțin, să mai discutăm puțin conceptul de svarupa dintr-un alt punct de vedere, aș vrea să mai adaug niște lucruri. Deci, după cum am vorbit data anterioară, svarupa înseamnă forma transcendentală originară al sufletului, care în tradiția Bhakti se explică că această formă este realizată la stadiul de Bhava. Deci stadiul de Bhava este stadiul comuniunii de iubire cu divinitatea, care conform tradiției de Bhakti, de fapt acesta este în sensul cuvântului yuj, reuniune. Deci reuniune înseamnă a te reuni cu persoana supremă divină. Și în această referință, maestrii spirituali explică un lucru foarte interesant referitor la svarupa. După cum am menționat și data anterioară, Patanjali Muni nu intră foarte profund în subiectul de svarupa. El nu explică în profunzime ce înseamnă svarupa. Deși scripturile vedice acordă o atenție foarte mare acestei noțiuni, pentru că ea este importantă. Dar nu uitați, cei care încep să studieze Yoga Sutra, ei deja au o educație preliminară, ei deja știu Vedanta, ei deja știu Sankhya, Sankhya Yoga, și prin urmare iau deja o pregătire filozofică. Vedanta descrie ce înseamnă svarupa. Tradiția, tantrele din tradiția Bhakti de asemenea descrie ce înseamnă svarupa. Patanjali dă o descriere foarte generală a faptului că atunci când îți stăpânești vritiurile, atunci tu ca martor te afli în propria ta natură și înțelegi natura ta spirituală.
În acest sens, maestrii spirituali descriu că Yoga Sutra reprezintă un gen de self-care book, deci un gen de self-care book, care a fost una dintre primele self-care book în Asia. Și, de exemplu, dacă cineva ar dori să scrie o carte despre psihologie, da, și ar vrea să explice mai multe lucruri, de exemplu, cum să rămânem calmi sau cum am putea să ne stăpânim anxietățile sau fricile sau, de exemplu, cum am putea să nu devenim afectați de tot felul de, mai știu eu, de deprimări sau de depresii. Atunci, o abordare ar fi, de exemplu, să, dacă cineva aparține tradiției creștine, el ar putea să scrie denumirea cărții ca psihologie creștină. Sau cineva ar putea să scrie psihologie, mai știu eu, hinduistă. Sau psihologia sufie, din tradiția sufistă. Dar înțelegem că dacă cineva va ieși pe piață cu o asemenea denumire, atunci audiența lui va fi foarte, foarte limitată. De aceea, dacă vreți să acoperiți un număr mai mare, să atingeți un număr mai mare de, cum zicem noi astăzi, followers, atunci trebuie să dați o descriere mai generală și, de asemenea, denumirea cărții trebuie să fie tot mai generală pentru a atrage un spectru mai mare de oameni care vor fi interesați în subiectul respectiv. Și acesta este exact cazul lui Patanjali, deci el oferă o descriere universală a noțiunilor care deja erau descrise în scripturile vedice și înainte de înțeleptul Patanjali. Patanjali cumva le-a adunat, le-a grupat, le-a sistematizat, nu le-a explicat foarte mult pentru că ele sunt cunoscute în cercurile înțelepților. Și el ține lucrurile la un nivel general și foarte, foarte accesibil, deci el spune yoga shchita vritti niroda. Yoga înseamnă oprirea fluctuațiilor minții, tadadra sta svarupa avastanam, atunci îți vei da seama de natura ta originară sau de natura ta, forma ta spirituală. Și cu alte cuvinte, tu nu-ți vei distruge individualitatea ta spirituală, tu nu-ți vei fuziona conștiința ta cu conștiința totală. Deci, cu alte cuvinte, dacă nu ești alergic față de Dumnezeu și nu ești alergic față de conceptul de suflet, pentru că există tradiții spirituale ateiste despre care am mai vorbit și la prima lecție, deci există tradițiile spirituale în cadrul filozofiei vedice, care tehnic se numesc nastica, tradițiile care resping existența sufletului și resping existența. Și atunci, dacă nu ești alergic față de aceste concepte, bun venit la studiul de Yoga Sutra, pentru că Yoga Sutra, deși nu intră în profunzime, dă o descriere generală, dar totuși Yoga Sutra descrie aceste noțiuni foarte importante care sunt menționate în scripturile vedice filozofice avansate. Și după cum am vorbit și data anterioară, deci tradiția Bhakti oferă următoarea definiția a cuvântului Svarupa, identitatea sinului spiritual, formă transcendentală, originară a sufletului care se realizează la stadiul Bhava. Și data trecută am menționat această afirmație din Geneza în care se spune că omul a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Vedele descriu într-un mod foarte deslușit că Dumnezeu are o Svarupa, deși tradiția Advaita îl descrie pe el ca pe Nirguna Brahman, ceea ce înseamnă Dumnezeu sau Spirit, conștiința tot pătrunzătoare care este lipsită de guna, lipsită de trăsături personale și de calități. Alte scripturi vedice și foarte multe Upanishade îl descriu pe Dumnezeu ca pe Saguna Brahman, adică Dumnezeu care are formă, Dumnezeu care are personalitate, Dumnezeu care are caracter, care are foarte multe calități transcendentale. Și dacă este vorba despre formă, atunci Brahma Samhita spune Ananda Chinmaya Sadujvala Vigrahasya. Cuvântul Vigraha este sinonim cu cuvântul Svarupa și versetul spune Domnul primordial este posesorul unei forme transcendentale care este Sat Chit Ananda, plină de fericire, de adevăr și de substanțialitate.
Și noi am vorbit că corpul spiritual al sufletului trece prin patru stadii de dezvoltare. Acest lucru am discutat miercuri anterioară. Și aceste patru stadii de dezvoltare sunt avrita svarupa, deci stadiul în care corpul spiritual este complet acoperit de minte, de ego, de corpul nostru fizic, de simțurile noastre și de, în final, deci de citta, deci citta care este compusă din fals ego, din minte și din inteligență. Avrita svarupa este starea în care se află toate sufletele condiționate în cadrul existenței materiale, sufletele care sunt afectate de karma și sufletele care se află în ciclul de naștere și de moarte, adică sufletele samsarice. Practica yoga este dezvăluirea acelor straturi în care acoperă conștiința, acoperă svarupa. Și atunci când cineva începe să practice o practică spirituală, îmi țin minte acum 30 de ani când am început să practic meditația, colegii mei îmi spuneau că, iată, cu fiecare rundă de japa, cu fiecare rundă de meditație, cu fiecare practică spirituală, tu uzi, tu stropești și mai adaugi niște picături de apă asupra seminței sorupei tale care se află acum în inima ta și treptat, treptat o trezești. Era o metaforă foarte, foarte inspirantă. Și în măsura în care cineva își ude această svarupa, această formă spirituală inerentă în inima lui, treptat svarupa se trezește și a doua stadiu de trezire se numește prakata svarupa, adică corpul spiritual trezit. Și culmea acestui corp spiritual trezit este samadhi, sau caivalea sau moksha. Încă un lucru vreau să menționez tot aici. Sunt foarte multe definiții despre moksha, ce este eliberarea. Yoga Sutra oferă tot o definiție foarte interesantă despre ce este perfecțiunea de samadhi. Și Yoga Sutra spune samadhi siddhi ishvara pranidhana. Însuși cuvântul samadhi deja înseamnă perfecțiune. Dar Patanjali spune perfecțiunea perfecțiunii, samadhi siddhi, siddhi înseamnă perfecțiune, samadhi deja înseamnă stadiul de săvârșire în care o persoană își realizează foarte distinct diferența dintre suflet și corp. Și iată, samadhi siddhi, adică perfecțiunea lui samadhi, perfecțiunea perfecțiunii spirituale este Ishvara Pranidhana, adică predarea față de persoana supremă. Dar la acest stadiu, la stadiul de prakata svarupa, corpul spiritual este trezit, dar persoana respectivă nu neapărat încare o relație activă cu Ishvara. Și deseori acest gen de persoane își doresc fuzionarea temporară cu aspectul impersonal al Absolutului, așa numită realizarea Brahman sau fuzionarea conștiinței cu Brahman, care în tradițiile personale Dvaita este tratat ca o sineucidere spirituală. Deși sufletul este, cum Krishna descrie în Bhagavad Gita, el este nenăscut, el este etern, el este nemuritor. Prin urmare, acea fuziune cu impersonalul absolut și ea este temporară și până la sfârșit sufletul revine înapoi în lumea materială pentru a se dezvolta mai departe. Treilea stadiu de trezire al corpului spiritual este svarupa siddhi, deci când corpul spiritual este manifestat, este stadiul în care cineva își dezvoltă o relație personală cu Ishvara, cu divinitatea, meditează constant asupra lui și, deși rămâne încă în corpul său fizic, el este deja complet detașat de el, este desprins de el și vedele dau mai multe exemple. Unul dintre exemple este exemplul unei persoane beate care nu este conștientă de corpul său, sau un exemplu mai satvic, mai în modul bunătății, este exemplul nucii de cocos. Miezul de cocos, când nuca de cocos este coaptă, miezul de cocos din interiorul nucii se desprinde de coajă. Și atât, în mod similar, un suflet care și-a trezit svarupa, care deja a atins un stadiu mai avansat al svarupei sale, el este complet desprins de corp, dar în mintea sa, în conștiința sa, el rămâne complet conectat cu persoana supremă. Și aceasta reprezintă samadhi siddhi ishvara pranidhana, deci el
constant se află în samadhi prin meditația asupra lui Ishvara. El se predă complet lui Ishvara. Și atunci când corpul său fizic este expirat, când karma lui a expirat, când toate samskarurile sau toate impresiile din viețile anterioare au fost anulate, au fost contracarate prin practica spirituală, atunci el atinge Vastu Siddhi sau stadiul eliberării în lumea transcendentală, în Vaikuntha, în Goloka, unde se află Ishvara, Dumnezeu, în diferitele sale avataruri. Este locul de unde divinitatea descinde în cadrul existenței materiale. Și atunci corpul spiritual este manifestat complet, potențialul spiritual al unui asemenea suflet este complet manifestat și vă aduceți aminte, prietenii noștri care au fost prezenți la discuția anterioară și aduc aminte că acel corp spiritual are 11 atribute, Ekadasha Bhava, care sunt descrise în scripturile vedice ca relația particulară cu avatar al divinității, vârsta eternă al sufletului Nama, ceea ce înseamnă numele personal, forma sau tenul, grupul care îi aparține. Încă un lucru care aș vrea să-l menționez aici, lumea spirituală presupune o ierarhie și un aspect al practicii spirituale este a învăța în cadrul lumii materiale, ca un sadaka, a învăța să onorezi o anumită ierarhie spirituală, pentru că, cum zice maestrul meu spiritual, lumea spirituală nu este pentru rebeli, lumea spirituală este pentru servitori. Și în acest sens, iată, toate aceste aspecte, ele descriu starea de spirit al unui suflet predat divinității, care urmează o anumită ierarhie spirituală, dar urmează nu din cauza fricii, dar din cauza iubirii față de persoana supremă. Misiunea, locul de reședință, starea de spirit, cine este ghidul spiritual și alte lucruri foarte ezoterice, care sunt de obicei revelate de un guru veritabil, autentic, în timpul inițierii, sau mantra mai târziu, atunci când cineva atinge mantra siddhi, perfecțiunea repetării mantrei, atunci toate aceste lucruri ezoterice sunt revelate. Mai departe am discutat versetul 4, Vritti Sarupa Itarata, astfel conștiința individuală se identifică cu vritiurile, deci cu alte cuvinte, dacă nu atingi yoga shchita vritti swarupa, deci dacă nu, adică da, dacă nu stăpânești vritiurile, dacă nu percepi swarupa, atunci conștiința ta revine din nou, deci revine din nou la acele vritiuri, în caz contrar, deci purusha, sufletul din nou se identifică cu cu materia. Și astăzi o să începem să studiem următoarele sutra, vom studia mai multe versete, astăzi vom începe cu versetul 5-6, dar vom, sper să ajungem până la sutra 11. Toate aceste sutre, toate aceste versete au o legătură logică dintre ele, de ce m-am gândit să le discutăm pe toate împreună ca să avem o înțelegere holistică despre esența lor. Deci, sutrele 5-6 spune Vrittaya Panchateya Klishta Klishta Pramana Viparyaya Vikalpa Nidra Samrittaya sau Smrittaya. Vrittiurile, adică modificările conștiinței individuale, sunt de 5 feluri, atât dureroase cât și nedureroase. Acestea, vritti, sunt percepția corectă, percepția incorrectă, imaginația, somnul și amintirea. Și haideți să citim câteva traduceri alternative, pentru că este important, ele de obicei ne ajută să înțelegem versetele mai bine, dintr-un alt punct de vedere. Și unii comentatori traduc această sutra în modul următor. Există 5 feluri de stări ale minții care se schimbă și ele sunt sau dăunătoare sau favorabile practicii yoga. Încă o traducere. Activitățile minții sunt împărțite în 5 stări și pot fi considerate ca dureroase sau nedureroase. Cele dureroase devin cauza condiționării materiale, pe când cele nedureroase conduc la iluminarea spirituală. Și mai târziu, astăzi, o să vorbim despre acele clișta a clișta vritti, deci despre vritiurile sau tulburările mentale care
unele dintre ele sunt favorabile și ele nu neapărat trebuie să fie respinse în orice caz la începutul practicii spirituale. Ele vor trebui să fie respinse mai târziu. Dar haideți acum să vedem care este cuvântul, sensul cuvintelor vritti și panchatyaya. Deci, încă o dată, revenim la conceptul de vritti. Vritti înseamnă mișcare circulară. Deci, cum în sanscrită, când cineva pronunță cuvântul vritti, pronunțarea sună ca vârti, da? Vârti. Și noi avem în limba română, deci cuvântul a învârti, da? Deci învârtire sau rulare. Deci, manieră de a fi sau de a acționa, mod de viață, conduită, fluctuație, mișcarea gândurilor, stare sau dispoziție a minții, deci stare emoțională de asemenea. Noi am vorbit, cred că la a doua noastră discuție, am vorbit despre diferite stări emoționale care de asemenea se încadrează în vritti. Stările emoționale care sunt niruda, starea complet controlată când mintea se află sub influența modului bunătății. De asemenea, am vorbit despre stările emoționale care sunt generate de modul ignoranței, de depresii, de tot felul de gânduri negative, de ură, de gelozie, de invidie, stadiul când mintea devine cât de cât controlată și, în sfârșit, deci mintea, în stadiul în care mintea este complet controlată. Acum, Patanjali începe încă o discuție, vrea din nou să revină la conceptul de vritti și să-l descrie puțin din altă parte. Și el spune că există 5 categorii de vrittiuri, care vor fi imediat descrise ca pramana, ceea ce înseamnă percepția corectă, ca vipareya, care este percepția eronată, ca vikalpa, imaginația, nidra, somnul și smritaya. Smritaya înseamnă amintiri sau memorii, care de asemenea sunt considerate o categorie de vritti. Și Vyasa, comentatorul, primul comentator al lui Yoga Sutra, el explică că aceste 5 categorii de vrittiuri, ele includ în sine o varietate nenumărată de tot felul de stări emoționale în care ne aflăm noi. Și noi deseori suntem, din păcate, jertva ale acestor stări emoționale. Pe lângă faptul că noi singuri suferim din cauza influenței acestor stări emoționale, din cauza influenței minții, și oamenii din jurul nostru, de asemenea, suferă deseori din cauza atitudinii noastre emoționale față de viață sau față de ei personal. Și acum am mai menționat, deci aceste categorii de vritti includ în sine o varietate nenumărată de diferite perturbații mentale, de diferite modele de gândire, de diferite opinii care sunt corecte, sunt eronate, de diferite chiar și credințe sau de diferite instrumente cu care experimentăm realitatea. Simțurile noastre de asemenea se încadrează în aceste 5 categorii. Și orice alte stări sufletești despre care s-ar putea concepe, deci ar fi considerate de tradiția yoga ca un subset al uneia dintre aceste categorii esențiale, al uneia dintre aceste 5, panchatyaya, 5 categorii de vrittiuri esențiale. Și versetul spune că stările care sunt generate în cadrul acestor 5 categorii de vrittiuri, ele pot fi dureroase, clișta, sau ele pot să fie nedureroase, aclișta. Și haideți să vedem mai profund ce înseamnă clișta, conceptul de clișta și de aclișta. Cuvântul clișta se traduce ca durere, suferință, a fi rănit, îngrijorat, într-o stare proastă. Uneori, clișta, de asemenea, se mai traduce ca colorat, dacă țineți minte exemplul cu apa. Apa reprezintă conștiința noastră pură, dar atunci când apa este amestecată cu diluată, cu culoare sau cu noroi, mai știu eu, atunci această stare se numește clișta. Deci clișta, starea care este colorată, starea conștiinței care este colorată, este perturbată, deci cu alte cuvinte, distorsionată. Și de aceea uneori cuvântul clișta se mai traduce ca stări mentale problematice. Stări mentale problematice care creează durere, care creează anxietate
anxietatea interioară, nu doar pentru noi, dar deseori și pentru cei din jurul nostru. Și aceste stări sunt generate de influența modurilor naturii materiale, de, mai ales de modurile grele, adică de modul ignoranței și de modul pasiunii. Și modul ignoranței invocă somnolență, amorțeală, letargie, gânduri despre gânduri suicidale sau depresive, sinuciderea nu neapărat că are loc într-o fază activă, ea poate să aibă loc într-o fază pasivă, atunci când cineva consumă droguri sau țigări sau alcool sau alte lucruri care ne distrug sănătatea. Toate aceste lucruri tot se încadrează în cliștea sau în stări emoționale dureroase. Psihologii știu că atunci când trebuie să aibă de-a face cu alcoolicii, de exemplu, sau cu cei care se droghează, deci ei, în primul rând, analizează stările lor mentale, pentru că la baza acestor adicții stări de obicei stau niște probleme emoționale. Și modul pasiunii invocă invidie, lăcomie, poftă trupească, mânie, iluzie, nebunie, aroganță și tot felul de stări emoționale de acest gen, care sunt puțin mai pasionale. Și avem al doilea gen, a doua categorie de vriti, a doua categorie de tulburări sau stări mentale, care tehnic se numește aclișta, ceea ce înseamnă nedureros, neproblematic și uneori chiar se traduce, aclișta se traduce ca favorabil pentru avansul spiritual. Și favorabile, aclișta vriti sunt favorabile pentru avansul spiritual atunci când ele au o natură al modului bunătății, au natură satvică, adică când ele sunt generate de cunoaștere, când ele sunt mai în special de cunoaștere, pentru că esența modului bunătății este cunoașterea, cum am studiat în cursul de Bhagavad Gita. Și atunci când cineva atinge cunoașterea spirituală, el într-un mod conștient generează sau cultivă tot felul de gânduri care sunt favorabile pentru avansul spiritual. Și la început el face acest lucru mecanic, face acest lucru conștient, dar mai târziu, la niște stadii mai avansate ale practicii spirituale, aceste valori, aceste vrituri pozitive, aclișta, stări mentale pozitive, ele apar în conștiință în mod spontan, cum ar fi, de exemplu, compasiunea. Vreau să spun, compasiunea nu apare, nu este o stare, de obicei, mai ales în Kali Yuga, acum, compasiunea și lipsa invidiei, aceste două calități trebuie să depun un efort ca să le obții. Ele nu sunt inerente de la naștere, de obicei, pentru că sufletele care se reîncarnează acum în Kali Yuga sunt lipsite de aceste două calități în special. Și de aceea un sadaka depune la început un efort conștient pentru a cultiva acest gen de vrituri. Dar mai târziu, conștiința lui, care este influențată de sattva, de modul bunătății, generează în mod spontan aceste valori de gânduri spirituale, de emoții iubitoare, de emoții generoase, de gânduri adevărate, cum ar fi, mai știu, compasiunea, iertarea, caritatea, răbdarea. Și ele apar ca urmare a înțelegerii oferite de discernământ. O să vorbim mai târziu. Yoga Sutra spune Viveka Khyati. Deci Viveka Khyati din cauza că ele sunt selectate de inteligența purificată, de inteligența pură, Viveka, ceea ce înseamnă inteligența care face un discernământ dintre lucrurile corecte și lucrurile greșite, dintre lucrurile care sunt favorabile și nefavorabile. Viveka Khyati înseamnă că datorită faptului că noi permitem unor vriti corecte să apară în conștiința noastră, ele treptat ne duc la eliberare. Acum, mie îmi place foarte mult un exemplu pe care l-am auzit de la mai mulți maestri spirituali, inclusiv de la Edwin Bryan. El de asemenea descrie acest exemplu în cartea sa, explicația sa al sutrelor lui Patanjali. Și el dă un exemplu foarte frumos, cu exemplu unui film. Deci, vriturile sunt comparate cu un film.
sau aceste stări mentale sunt comparate cu stările minții care sunt generate de vizionarea unui film. Dacă filmul este bun, timp de 2 sau 3 ore, vă aduceți aminte de conceptul de drașta care a fost discutat anterior. Drașta înseamnă cel care vede, cel care vede Svarupa. În cazul acesta, drașta este nu cel care vede Svarupa, dar drașta este cel care vede sau spectatorii care devin foarte absorbiți în spectacolul vizual și sonor care apare pe ecran. Ei sunt atât de absorbiți de lucrurile care apar pe ecran, încât se identifică complet cu eroii din acest film, de aceea toate blockbusterele, toate filmele din Hollywood de obicei au un bărbat și o femeie, ca femeile să se identifice cu eroina și bărbații să se identifice cu eroii din filmele respective. Și ei, spectatorii, când vizionează un film bun, deci ei uită despre viețile lor, despre problemele lor personale și ei trăiesc diferite probleme, diferite stări psihologice, mentale, cum ar fi, de exemplu, anxietatea mentală sau fricile sau nevoile sau chiar durerile corpului ale eroilor din film. Ei experimentează tristețea dacă eroul sau eroina este omorită. Ei experimentează fericire dacă eroul și eroina au câștigat. Și de obicei, eroii pozitiv câștigă. Mai rar când ei sunt învinși. Și iată, când filmul se termină, spectatorii sunt lansați înapoi în propria sa realitate, Svarupe. Și iată, în mod similar, deci yoga este procesul care oprește acest film cu tot felul de vrituri, care generează tot felul de vrituri, tot felul de stări emoționale interioare. Și când filmul se oprește, spectatorii sunt întorși deodată către lumea problemelor, deci ei din nou devin conștienți că sunt probabil înfometați sau sunt însetați, deci ei au nevoie să, ei trebuie să-și aibă grijă de nevoile sale. Și iată, în mod similar, din cauza ignoranței, în prezent, sufletul este absorbit de luminile, de sunetele, de emoțiile obiectelor lumii exterioare, de acel film, cum Upanishadele spun, Mayam tu prakritim vidyam, Mayinam tu maheshwaram. Toată această prakriti, toată această maya care are loc, tot acel spectacol sau film pe care îl vedem noi, este un magic show pe care noi îl vedem, dar problema este că ne identificăm atât de mult cu acest magic show încât uităm realitatea adevărată spirituală. Dar Mayam tu prakritim vidyam, Mayinam tu maheshwaram. În spatele acelui show, în spatele acelui film stă un magician, cum maestrul meu spiritual dădea exemplu că pe timpuri acum, mai știu, 20, 30, 50 de ani, filmurile erau proiectate pe ecran prin acele aparate care aveau un fel de bandă de film care trebuia să fie rotite în mod mecanic. Și uneori banda se rupea și filmul se întrerupea într-un mod brusc. Și oamenii de obicei începeau să fluire, erau foarte frustrați pentru că chiar în mijlocul emoțiilor, stărilor lor emoționale, deci filmul era întrerupt. Și atât, în mod similar, deci Purusha, adică Ishvara, este persoana supremă care ne arată acest film al iluziei existenței materiale, pentru că noi am făcut comandă la acest film prin karma noastră, noi am făcut comandă prin intențiile noastre de a ne bucura în plan fizic și nu în plan spiritual. Și atât, practica de yoga este oprirea acestor perturbări, oprirea filmului și revenirea la realitate. De aceea se spune că yoga is a process of soul searching. Deci yoga este un proces al căutării sufletului. Și acum, în următoarele versete, urmează descrierea celor 5 categorii de vriti, care includ o varietate nenumărată de stări mentale, și o să începem cu următorul verset, următoarea sutra, care este sutra 7, în care înțeleptul Patanjali spune Pratyak Shanumana Gama Pramanani. El spune, percepția directă, inferența și autoritatea spirituală sunt mijloacele corecte de cunoaștere. Și aici avem
câteva elemente care sunt descrise de înțeleptul Patanjali. Deci el descrie Pramanani, este cunoașterea corectă care poate fi obținută prin pratyaksha, percepția directă, anumana, ceea ce înseamnă inferența, sau logica, procesul logic prin care un lucru este determinat dintr-un altul, și agama, sau mai avem încă un sinonim al cuvântului agama, ceea ce înseamnă shabda, sau shabda, agama, înseamnă același lucru. Agama și shabda înseamnă autoritatea textelor sacre, sau care sunt inspirate, revelate, prezentate de un maestru, de un suflet iluminat. Și aici aș vrea să citesc un pasaj de la Jiva Goswami. Vreau să vă spun, nu o să trecem acum în profunzime, nu o să discutăm în profunzime aceste noțiuni, o să le trecem cât de cât superficial ca să ajungem la niște sutre mai esențiale. Deci eu vă recomand, dacă o să vreți să le studiați mai în profunzime, eu o să încerc să le descriu esența, dar dacă o să vreți să le studiați mai în profunzime, puteți să faceți comandă sau la această carte a lui Edwin Bryan sau să găsiți alte traducere al Yoga Sutra și o să studiați acasă aceste noțiuni. Dar un maestru spiritual, un comentator, Jiva Goswami, în tratatul său Tattva Sandarbha, atunci când vorbește despre pratyaksha, anumana și agama sau shabda, ca despre surse de cunoaștere, el explică un lucru interesant. El spune: nici percepția directă pratyaksha, nici concluziile speculative anumana nu pot fi recunoscute ca surse autentice de cunoaștere spirituală. De aceea, căutătorii serioși ai adevărului acceptă o singură sursă de cunoaștere, care este agama, adică scripturile vedice. De-a lungul timpului, vedele au fost transmise printr-o succesiune disciplică neîntreruptă de învățătorii spirituali realizați, care sunt un rezervor de cunoștință atât materiale cât și spirituale. Căutătorii adevărați se refugiază în cuvintele înțelepților spirituali lipsiți de percepții eronate și în învățăturile lor descrise în vede, care au putere transformativă, extraordinară și o influență purificatoare incomprensibilă. Deci, cu alte cuvinte, pratyaksha, percepția directă, este o sursă de cunoaștere. Dar problema noastră este că simțurile noastre sunt foarte limitate. Prin urmare, pratyaksha nu este sursa cea mai sigură de a obține cunoaștere sau informații despre realitate. Știm cu toții, fără ochelari uneori nu vedem, sau urechile noastre nu percep anumite unde, și așa mai departe. Deci simțurile, noi nu vedem atomii, noi nu vedem undele radioelectronice și așa mai departe. Deci simțurile noastre sunt foarte, foarte limitate. Anumana sau logica, logica umană de asemenea este foarte condiționată, este foarte slabă. Manda sumanda mataya manda bhagya upadruta, mai ales în Kali Yuga, abilitățile noastre intelectuale lasă de dorit foarte mult, de aceea nici logica noastră nu este foarte mai puternică. Și prin urmare, înțelepții vedici de obicei fac un accent foarte mare pe agama și pe shabda, adică pe scripturile vedice autentice și pe informațiile pe care le primim de la maestrii spirituali, care sunt revelate prin intermediul maestrilor spirituale luminați. Pentru că noi singuri, cu ajutorul simțurilor noastre și cu ajutorul minții noastre, multă treabă nu facem. De exemplu, dacă noi acum, prin simțurile noastre și prin logica noastră, ne uităm la soare, fără având o informație, ne uităm la soare, nu ni se pare că soarele este de dimensiunea unei prune, de exemplu. Nu este mai mare decât dimensiunea unei prune. Asta este o consecință a percepției noastre senzoriale și logice. Dar atunci când primim o educație prin șabda, prin sunet, adică prin cunoașterea care este revelată de la autorități, noi înțelegem că soarele este de 50 de ori mai mare decât planeta Pământ, de 100 de ori mai mare decât planeta Pământ. Și atunci noi începem să vedem realitatea prin ochii cunoașterii, prin ochii șabda, prin ochii sunetului, care prin sunet noi primim cunoaștere sau informații. Și de aceea în tradiția vedică avem acest concept care se numește Shastra Chakshus. Shastra Chakshus înseamnă a percepe realitatea prin ochii cunoașterii care le primim din Shastra, din Scripturi sau din Agama, Scripturile vedice. Aici aș vrea să mai fac o mică paranteză importantă. Un comentator, Vigyana Bhikshu,
al Yoga Sutrei, el spune că agama ar trebui să fie acceptată de la o persoană de care este veritabilă și o persoană de încredere. Pentru că el explică un lucru interesant, el zice că persoanele autentice spirituale, înțelepții autentici spirituale, ei sunt eliberați de imperfecțiuni, cum ar fi, de exemplu, iluzia sau lenea sau înșelăciunea, sunt acele patru defecte ale unui suflet condiționat care sunt descrise în Vede, cum ar fi, de exemplu, tendința de a comite greșeli, tendința de a rămâne în iluzie, pramada, vipralipsa, ceea ce înseamnă tendința de a păcăli, și karana patva este tendința, adică noi avem simțuri limitate. Și bazându-ne pe aceste simțuri limitate, pe o inteligență limitată, noi avem o înțelegere foarte vagă despre realitate. Pe când sufletele iluminate, sufletele eliberate, ele nu sunt condiționate de aceste patru tipuri de greșeli, pentru că ei au obținut prin practica lor spirituală, ei au obținut ceea ce se numește Divya Drishti, ei au obținut viziunea spirituală. Viziunea care le permite să perceapă atât realitatea materială, cât și realitatea spirituală dintr-un punct corect. Și de aceea acești înțelepți deseori sunt numiți tatvadarshi, adică cei care văd adevărul, cei care văd adevărul, aici aș vrea să menționez că terminul de tatvadarshi este menționat de Krishna în Bhagavad Gita, în capitolul 4, în care el îi spune lui Arjuna, tadvidi prani patina pariprashnena sevayo padikshanti te geninas tatva darshinaha. Dacă vrei să percepi adevărul absolut, adresează-te la un maestru spiritual, predă-te lui, pranipat înseamnă să te predai, să te supui lui, să urmezi o disciplină, pariprashna înseamnă să pui întrebări și deseori vei primi răspunsuri care ego-ul tău nu o să le accepte, dar trebuie să le accepți, și sevaya trebuie să-l servești. Și atunci un înțelept care este tatvadarshi te va iniția în tradiția spirituală. Dar Krishna nu spune cuvântul tatva înseamnă adevăr, el te va iniția în adevăr. Dar noi mai avem încă un cuvânt în limba sanscrită care este cuvântul satya, care de asemenea înseamnă adevăr. Deci tatvadarshi nu înseamnă doar o persoană care percepe realitatea din punct de vedere a unor adevăruri superficiale. Tatva înseamnă o înțelegere profundă a realității. Tatva înseamnă o realizare al adevărului, nu doar o înțelegere teoretică al adevărului. Și atunci când noi ascultăm adevărul de la o asemenea persoană, atunci cuvintele lui intră în ureche și produc o imagine. Această imagine tehnic se numește aklishta vritti. Deci produce o stare emoțională și știm cu toții, atunci când ascultăm un maestru spiritual autentic, cuvintele lui ne atinge cordurile inimii. De ce? Pentru că cuvintele lui au o putere spirituală care lasă o amprentă în conștiința noastră, care generează un vritti, generează o stare emoțională a Krishna, favorabilă pentru avansul nostru spiritual. Și în mintea ascultătorului care corespunde vritiului experimentat de persoană de încredere. Deci, persoana care ascultă de asemenea trebuie să fie veritabilă, trebuie să fie autentică. Pentru că guru trebuie să fie autentic și discipolul trebuie să fie autentic. Bărbatul trebuie să aibă potență și femeia trebuie să aibă potență. Atunci se naște un copil. În mod similar, guru trebuie să aibă puterea de a lăsa un vritti, aklishta vritti, să lase o amprentă, să genereze o stare emoțională favorabilă. Dar și discipolul trebuie să fie predispus pentru a obține această cunoaștere. Altminte, dacă discipolul este surd, cât nu l-a instrui, el tot rămâne atașat de dorințele sale materiale și atunci el are tendința să distorsioneze cunoașterea obținută. Și prin urmare, Vyasa, autorul acestor sutre, el atrage atenție, el spune că deși agama reprezintă un adevăr,
Agama este supusă pericolului interpretărilor greșite de către cei care nu au cunoscut direct aceeași realitate. Deci, discipolii au tendința, discipolii necalificați, au tendința să distorsioneze cunoașterea spirituală. Și de aceea avem procesul de inițiere, procesul testării de maestri spirituali, care înainte de a iniția un discipol și înainte de a transmite cunoașterea spirituală, el își testează discipoli sau direct sau prin intermediul discipolilor săi seniori, care văd de obicei esența, văd motivația discipolilor aspiranți și educă, le oferă o educație preliminară care ajută treptat ca ei să devină discipolile autentici ale maestrilor săi spirituali. Deci câteva cuvinte despre Agama și despre Shabda. Trecem la următorul verset, următoarea sutra, este sutra 8, în care Patanjali spune: Viparya yo mithya jnanam atadrupa pratishtam. Percepția greșită este o cunoaștere falsă care nu se bazează pe forma reală al obiectului. Aici Patanjali descrie încă o categorie de vritti, care este percepția greșită, viparya yo. Și exemplul clasic de o percepție greșită sau de o percepție eronată este percepția greșită a unei frânghii pe care noi o percepem ca pe un șarpe. Deci noi gândim, noi suntem convinși că este un șarpe, dar de fapt este o frânghie. De ce? Pentru că simțurile noastre sunt limitate și viparea înseamnă de asemenea o inteligență distorsionată. Deci inteligența noastră nu ne permite să vedem lucrurile așa cum sunt ele. Și în cadrul acestei categorii avem tot felul de distorsiuni, tot felul de vrituri care sunt generate aici, tot felul de interpretări, tot felul de percepții greșite despre realitatea din jurul nostru. Și de aceea se spune, cuvântul gyanam înseamnă cunoaștere, mithya gyanam înseamnă cunoaștere greșită. Deci cunoaștere falsă, care nu se bazează pe forma reală al obiectului sau pe înțelegerea reală al obiectului. Și această categorie generează tot felul de dureri, tot felul de probleme în viețile unui suflet condiționat. Sutra 9 descrie încă o categorie de vritti, care este imaginația, și Patanjali spune: Shabda gyanun upati vastu shunya vikalpaha. Imaginația se bazează pe o cunoaștere verbală lipsită de obiectul real. Deci încă o categorie de vrituri, încă o categorie de tulburări mentale, de valuri care ne acoperă conștiința, este imaginația. Și avem oameni care sunt melancolici, care tot timpul se află în această stare de spirit de dreaming, deci stare de spirit de visare. Sunt oameni care trăiesc în trecut, în amintirile sale din trecut, vorbim despre ei imediat în versetul 10, dar sunt oameni care trăiesc într-o lume imaginară, imaginată, deci imaginația, sabda gyana nupati. Patanjali explică un lucru interesant, că din cauza imaginației, deseori noi distorsionăm realitatea. Și în psihologie noi avem acest concept de distorsiuni cognitive, o problemă foarte mare pentru sufletele condiționate. Ce sunt distorsiunile cognitive? Deci, după definiție, distorsiunile cognitive reprezintă erori de logică sau modalități greșite în care ne raportăm la noi înșine, la alții sau la lume, tendința de a trage concluzii în absența oricăror dovezi. Vreau să vă spun că distorsiunile cognitive este un viciu foarte prost, este un vritti, deci o tulburare mentală care ne creează foarte multe dureri, clișta, foarte multe dureri, vicii care, pe lângă anxietăți și depresii, deseori afectează relațiile de cuplu într-un mod drastic. Din cauza lor, cuplurile se dezbină, cu oamenii nu rămân împreună, deci tinerii nu rămân împreună. Distorsiunile cognitive, de asemenea, distrug relațiile de prietenie, distrug relațiile dintre copii și părinții săi și distrug relațiile de parteneriat. Deci atunci când cineva încearcă, sunt partenerii de business, de exemplu, deci tot așa.
dacă nu sunt atenți cu distorsiunile cognitive, relațiile lor pică. Și sunt psihologii descriu tot felul de exemple de distorsiuni cognitive, cum ar fi, de exemplu, citirea gândurilor. Da? Deci, de exemplu, mai știu eu, nu știu, la mine se întâmplă deseori, tu ții o prelegere, ții un discurs și cineva stă în spate și râde. Și bineînțeles că mintea ta, primul lucru care ți-o spune, mintea ta îți spune, păi râde de tine, pentru că faci o prezentare proastă, faci o prezentare greșită sau, nu știu, nu le place ceva. Tu, ca persoană, nu-i place. Și mintea imediat, cu ajutorul falsului ego, distorsionează realitatea. Dar deseori persoanele pot să râdă, sunt sute de cauze de ce ei pot să râdă. Nu știu, au văzut un gândecel care urcă în spate pe perete sau mai știu eu ceva. Nu neapărat râd de tine. Dar din cauza minții noastre afectate, minții noastre afectate de modul ignoranței și de modul pasiunii, noi distorsionăm, imediat distorsionăm lucrurile. Și concluzionăm eronat că sigur râde de mine. Sau încă un gen de distorsiune cognitive, încă un gen de vriti. Deci vedem câte multe vriti se încadrează aici în categoria aceasta de șabda gyana nupate, imaginația care se bazează pe o cunoaștere verbală lipsită de obiectul real. Aici mai avem, de exemplu, ghicirea viitorului. Deci noi transformăm simple predicții sau anticipări în certitudini, fapte care 100% va avea loc, acum cu pandemia, cu acest COVID-19. Deja sunt oameni care, ei, bineînțeles, sunt specialiști pe internet, deci pe Facebook, peste tot, ei scriu, pregătiți-vă pentru că va veni neapărat al doilea val de pandemie și după aia va veni al treilea val și valurile astea vor fi în continuu și următorii 10 ani vom avea tot felul de valuri. Umanitatea va fi redusă la jumătate și tot felul de ghicire a viitorilor care se încadrează în distorsiuni cognitive. Who knows? Cine știe ce va fi al doilea val, al treilea val, al patrulea val. Deci, lumea materială întotdeauna îți va prezenta probleme. Pentru că dukkhala așa și tam, după natura ei, lumea materială este gândită de a-ți genera probleme. Da? Ca tu să te eliberezi din lumea materială și să pleci în lumea spirituală. Deci aici tot timpul va fi, bineînțeles, dacă nu va fi un val de COVID, va fi un val de Ebola, sau mai știu eu. De aceea trebuie să te sprijini în realitatea spirituală și nu în toate vritiurile sau valurile astea de informații, de probleme care se întâmplă în exterior. Sau încă un exemplu de distorsiune cognitivă este etichetarea, de exemplu. Cineva a întârziat de două ori, a întârziat la o ședință și imediat le etichetăm sau o etichetăm și spunem, nu este o persoană serioasă. Da? Gata, deci etichetarea, totul, distorsiune cognitivă. Niciodată nu știm care este motivația acestei persoane. Poate are un bebeluș acasă, nu știu eu, sau poate, nu știu, are grijă de părinții săi bătrâni. Sute și sute de lucruri pot să fie o motivație de întârzieri, dar mintea noastră distorsionează lucrurile. Sau personalizarea, deci avem tendința de a lua totul la personal. Și tendința să ne învățim pe noi atunci când prietenii noștri sau rudele noastre sau părinții noștri au probleme sau colegii noștri au probleme. Eu sunt de vină. Da? Deci, și tot este un vrit, o stare mentală care este clișna, nu este favorabilă. Ea aduce dureri, aduce probleme pentru avansul spiritual. Sau încă un exemplu de distorsiune cognitivă este catastrofizarea. Deci niște evenimente simple care au loc, noi imediat le transformăm într-o catastrofă. Deci, vor fi dezastre, deci noi le transformăm într-un dezastru, da? Și oamenii se agită foarte mult. Uite, acum trebuie să merg la magazin și dacă nu o să fiu atent și masca mea nu este de o calitate bună, cine știe, poate prind virusul și generăm o catastrofă din start, dar iarăși, don't believe everything you think, dar nu neapărat că lucrurile vor sta așa cum ne prezintă mintea. Deci,
Încă un gen, încă o categorie de vritti este imaginația, imaginația greșită. Mai departe, Patanjali trece la următoarea sutra, este sutra 10, în care el spune Abhava pratyaya lambana vrittir nidra. Somnul este vritiul care se bazează pe lipsa percepției. Deci încă o categorie în care se încadrează diferite sau care generează diferite vritiuri, diferite tulburări mentale este nidra sau somnul. Somnul este timpul în care mintea este desprinsă de simțuri și funcționează astfel fie mânată de curenții subconștientului, fie se află în planul astral, deci în timpul somnului cu vise, corpul nostru subtil se află în diferite realități astrale, sau fie uneori ne aflăm în stare de șușupti, care înseamnă somnul profund, în care nu mintea noastră este complet switched off, este complet stinsă și atunci nu simțim nimic, dar aveam acea senzație că am dormit foarte bine. Deci este senzația pe care a simțit-o sufletul când martorul care a perceput că, uite, deși mintea nu a funcționat, simțurile nu au funcționat, dar aveam acea senzație că eu am dormit, eu m-am simțit bine în acea stare. Și, în sfârșit, ajungem astăzi, mai avem puțin timp, aș vrea să discutăm Sutra 11. De fapt, vreau să discut Sutra 12, dar mai avem încă una. Deci mai avem încă un tip de vritti care este memoria. Și aici tot o să vorbim puțin. E un vritti interesant, în care Patanjali spune Anubhuta Vishaya Sampramosha Smritihi. Memoria înseamnă a nu lăsa să se piardă obiectele percepute. Și atât, cum vedem aici, sunt ca niște poze care sunt prinse pe o sfoară. Deci, cita, conștiința noastră este plină, este stocată cu tot felul de memorii care au avut loc în timpul acestei vieți, memorii care au avut loc în viețile anterioare și uneori maestrii spirituali compară cita sau compară conștiința noastră ca cu suprafața unui lac care are o suprafață limpede, o suprafață ca o oglindă. Și uneori din subconștient, din mâlul de la fundul acelui lac, iese câte o bulă de aer care iese la suprafață și pocnește. Și atunci pe suprafața lacului se creează acele cercuri. Și atât, în mod similar, uneori mintea noastră este liniștită cât de cât și la un moment dat pac și la suprafață apare o memorie, deci apare o amintire sau din viața prezentă sau o amintire. Noi nici nu suntem conștienți că ea a pocnit la suprafața conștiinței noastre, dar simțim că în interiorul nostru suntem tulburați de ceva. Și iată, memoria, în acel sens, crea tot felul de tulburări, tot felul de vritiuri. Și Vyasa explică că memoria înseamnă a nu lăsa să se piardă obiectele percepute în trecut. Și el, de asemenea, spune că memoria este bazată pe lucrurile care se întâmplă sau au fost descrise în sutrele anterioare, de exemplu. Noi avem memorii datorită percepției senzoriale, datorită lui Pramana. Noi avem memorii datorită percepției eronate. Noi avem memorii datorită imaginației. Noi avem memorii care au fost generate de visurile noastre în timpul somnului, care de asemenea, uneori totul este bine, totul este bine și la un moment dat ți-ai adus aminte de un vis groaznic. Și tu trăiești în interiorul tău, tu trăiești acea senzație emoțională, tu trăiești lucrurile pe care le-ai văzut în timpul somnului, în timpul visurilor. Și din acest motiv, acest ultimul vritti, ultima categorie de tulburări mentale, este într-un sens cel mai dificil de controlat. Memoriile noastre sunt foarte dificil de controlat. Și memoriile, de asemenea, pot să fie cliștă sau acliștă, adică ele pot să fie dureroase sau pot să fie nedureroase, pot să fie problematice sau pot să fie
favorabile pentru avansul nostru spiritual, dar depinde foarte mult de disciplina noastră mentală, de abilitatea noastră de a selecta dintre amintiri, dintre amintirile care se manifestă în conștiința noastră. Și înțelepții maestri spirituali în tradiția Bhakti zic că în acest sens există o tehnică interesantă despre două lucruri care trebuie să le ții minte constant și două lucruri care trebuie conștient să încerci să le uiți. Și ei explică că în cazul în care cineva ți-a făcut ceva rău, uite imediat. Încearcă să uiți acest lucru, pentru că dacă nu uiți, avem în limba engleză cuvântul retaliation. Retaliation înseamnă retell. Înseamnă mintea ta este setată să-ți vorbească în continuu din nou și din nou și din nou. Uite, colegul ăla mi-a făcut asta și asta. Și mi-a făcut asta. Și iarăși revenim la această idee, la această memorie. Mi-a făcut asta pentru că asta. Și aici mai apar și distorsiunile cognitive de asemenea și falsul ego este implicat. Și apar tot felul de frustrări, de supărări, de depresii, pentru că nu suntem capabili să oprim mintea, să oprim acele vrituri care, retaliation, tot timpul revine și revenim la acea memorie, revenim la ea, revenim. Și de aceea maestrii spirituali ne spun, vreți să vă opriți acest pattern de gânduri, învățați să uitați lucrurile rele pe care cineva vi le-a făcut. Și în tradiția Bhakti sunt foarte multe versete, shloka sau mantre care ne ajută să învățăm acest lucru. De exemplu, sunt versete care explică de ce cineva ne-a făcut lucruri rele. Tatenu kampam susha miksha mano bunjane vatma kritam vipakam hrid vakva purbir vidadam namaste jivetaya mukti padesa daya bhak. Toate lucrurile rele care s-au întâmplat în viața mea, toate prostiile care mi s-au spus, toate ofensele care mi s-au comis față de mine, sunt o consecință a reacțiilor mele karmice. Deci eu n-am pe cine să mă supăr. Pentru că ceea ce îți fac ție oamenii în prezent reprezintă ceea ce le-ai făcut tu acum două ore în urmă sau acum două vieți. Da? Ei doar sunt niște poștași care îți aduc roadele activităților tale, îți aduc roadele stărilor tale mentale pe care tu prin intermediul cărora tu ai interacționat cu ei. Și de aceea, dacă cineva ți-a făcut un lucru rău, uite. Deci, uite, pentru că nu el este de vină, tu ești de vină. Da? Și aici avem, iarăși, multe mantre, multe versete sunt descrise în scripturile vedice. Titikshava karunika suhrida sarva butina. Trebuie să fii tolerant, trebuie să fii plin de compasiune, trebuie să fii prietenul entităților vii. Și atunci, când generezi într-un mod conștient această stare de conștiință, acest lucru te ajută să uiți toate durerile care cineva ți le-a creat. Deci, încă o dată, deci dacă vrei să avansezi spiritual, uite de lucrurile care, rele care cineva ți le-a făcut în trecut. De asemenea, dacă vrei să avansezi spiritual, trebuie să uiți lucrurile bune care tu le-ai făcut pentru cineva. Pentru că, iarăși, noi avem tendința să ne amintim despre lucrurile bune pe care noi le-am făcut altora. Și această stare de spirit generează ceea ce în engleză sună ca expectation. Deci noi așteptăm ca un rezultat al favorilor noastre, al lucrurilor bune pe care le-am făcut pentru colegi, noi așteptăm că colegii se vor comporta într-un mod similar cu noi, da? Într-un mod just cu noi. Dar forget it, pentru că 80-90% de obicei oamenii sunt nerecunoscători, deci ei nu o să-ți răspundă cu aceleși sentimente, cu aceleși servicii pe care tu le-ai oferit lor, cu același bine care tu l-ai făcut pentru ei. Și de aceea, dacă aștepți ceva de la oameni, care remunerare pentru lucrurile bune pe care tu le-ai făcut, o să suferi. Clișta. Deci o să fie un vriti care îți va aduce o durere. De aceea, nu uita, oamenii sunt părți integrante din persoana supremă. Sunt suflete, părți fragmentare integrante din Mamaya Vamsa Jivalokya Jiva Bhuta Sanatana. Krishna spune Mamaya Vamsa. Sufletele condiționate sunt părți integrante din mine, din divinitate. De aceea, tu când servești sufletele condiționate, tu de fapt o servești pe Dumnezeu. De aceea, este între tine și Dumnezeu, nu între tine și acei oameni.
nu aștepta nimic de la oameni. Da? Găsește-ți consolarea în faptul că tu l-ai servit pe Dumnezeu atunci când ai servit entitățile vii respective. Deci, uită lucrurile bune pe care le-ai făcut pentru oameni. Atunci vei avansa spiritual și vei fi fericit și mintea ta nu va fi tulburată de vrituri, de valuri, de tulburări. Și mai departe, maestrii spirituali explică că dacă suntem capabili să uităm aceste două lucruri, atunci vom fi capabili să ne amintim despre două lucruri importante. Și primul lucru despre care trebuie să învățăm să ne amintim constant sunt adevărurile care sunt descrise în scripturile vedice. Pramana, da, sau Shabda Pramana, sau cum am vorbit anterior, acele adevăruri pe care le auzim de la maeștrii noștri spirituali. Și lucrurile spirituale pe care trebuie să ne le amintim, sau să spunem așa, esența adevărurilor spirituale de care trebuie să ne amintim, este explicată într-un verset foarte frumos din Purana, în care se spune: Smarta aveam satatam vishnur, vismarta aveam najat ucit. Smarta aveam satatam vishnur. Culminația, nu știu dacă am spus corect în limba română, culminarea sau culminația amintirilor corecte este smarta aveam satatam vishnur, să-ți amintești despre Vishnu. Vismarta aveam najat ucit. Niciodată nu uita despre divinitate. Sarve vidhi. Toate vidii, toate prescripțiile din scripturile vedice, nishedah siur, și toate restul sunt prescripții do's and don'ts, yama și niyama, lucruri care trebuie să fie înfăptuite și lucruri care trebuie să fie evitate. Toate acele prescripții pozitive și negative care sunt descrise în scripturile vedice, etair evakinkaram, ele sunt servitoare ale acestor două principii. Ține minte despre Dumnezeu și niciodată nu-L uita. Aceasta este perfecțiunea memoriei. Da? Și acest gen de memorie creează ceea ce se numește aklishta vritti, creează o stare emoțională care va fi aklishta, va fi favorabilă pentru avansul tău spiritual. Memoria, de asemenea, se referă la abilitatea de a, cum aici se spune, lipsa, deci înseamnă a nu lăsa să se piardă obiectele percepute, adică să nu uiți informațiile pe care le-ai primit anterior. Deci memoria înseamnă a memoriza informații, o calitate foarte importantă pentru avansul spiritual. Cineva din maestrii spirituali antici chiar spunea că dacă vrei să avansezi în yoga, primul instrument de care ai nevoie este memoria, pentru că memoria îți permite să memorizezi învățăturile maestrului spiritual. Memoria îți permite să ai înțelepciunea la îndemâna ta și să operezi cu înțelepciunea care rămâne stocată în conștiința ta. Și atunci tu avansezi foarte rapid. Altminteri, fără memorie, fără cunoaștere, rămâi în ignoranță. Deci chiar uneori se spune dai neați smriti premna, este o expresie de gen, că dacă vrei să atingi prema, iubirea divină, ai nevoie de doină, de compasiune și de smriti, de memorie. Și de ce în tradiția vedică se punea un accent foarte mare pe brahmacharya, adică pe abținerea sau pe castitate, pe stăpânirea pornirii sexuale, pentru că yoginul care este capabil să-și țină această energie sexuală în el, această energie sexuală este sublimată, este transformată inclusiv în memorie. Ayurveda descrie legătura dintre sămânță, dintre spermă și inteligența subtilă. Deci sunt foarte multe descrieri de acest gen, chiar și pe internet pot fi găsite. Dar discipolii în tradiția vedică, care de obicei erau celibatari, ei erau numiți ca Shruti Dhara. Shruti înseamnă asculta, Dhara înseamnă abilitatea de a, cum se spune aici, de a nu lăsa să se piardă obiectele percepute. Dara înseamnă a ține, deci dara înseamnă a prinde, a te agăța. Deci abilitatea de a prinde informația, de a o menține în memorie. Și pentru a dezvolta această memorie, care este un instrument foarte important pentru avansul spiritual,
aklishta vritti devine un vritti favorabil, trebuie să învățăm pe de rost versete în limba sanscrită sau, de exemplu, citate din scripturile vedice sau diferite pasaje din scripturile vedice. Și această practică de a memoriza informație, ea ne dezvoltă memoria noastră care este comparată cu mușchii. Mușchii, dacă nu sunt antrenați, ei rămân foarte slabi și în mod similar. Deci memoria este ca un mușchi. Dacă nu este antrenată, atunci rămâne foarte, foarte slabă și nu avem dificultăți în avansul spiritual pentru că nu suntem capabili, pierdem obiectele percepute, deci pierdem informații. Și este în această referință, aveam o mică povestire despre faimosul poet indian Kalidas, care este considerat a fi unul dintre cei mai vestiți poeți în literatura indiană, în literatura hindusă. Și potrivit legendei, se spune că la începutul vieții sale, el era atât de prost de la naștere, încât chiar și soția lui a devenit la un moment dat atât de frustrată, încât l-a înlungat din casă și a spus: ești atât de stupid, atât de prost, că nu mai suferi, deci nu mai pot, nu te mai suferi, de-aia pleacă să nu te mai văd și întoarce-te înapoi atunci când vei prinde la minte. Și Kalidas, bineînțeles, că a fost foarte frustrat, foarte deprimat din cauza unei asemenea abordări și, condamnându-și soarta, Kalidas a hoinărit prin diferite localități până când, într-un sat, nu s-a apropiat de o fântână pentru a bea niște apă și, la un moment dat, Kalidas a observat că pietrele care erau zidite în jurul fântânii, știți cum acele fântâni au un zid de piatră, acele pietre erau brăzdate ca niște canaluri adânci. Deci marginea pietrelor erau brăzdate ca niște canaluri adânci. De ce? Pentru că femeile aruncau găleata pentru a scoate apa și după aia trăgeau sfoara și sfoara rodea piatra respectivă. Și Kalidas la un moment dat a gândit că, uite, dacă sforile acestea care sunt trase în mod constant și trag apă din fântână și lasă aceste canaluri, deci brăzdate pe piatră, din cauza perseverenței acestor femei, atunci probabil dacă și eu voi fi perseverent în încercarea mea de a-mi dezvolta inteligența, de a-mi dezvolta memoria, atunci probabil se va întâmpla același lucru. Și Kalidas a început să memorizeze versete din diferite scripturi, a început să le studieze într-un mod profund, a început să le memorizeze și, în sfârșit, Kalidas a devenit unul dintre cei mai faimoși poeți în literatura hindusă. El a scris foarte multe poezii, poeme care sunt bazate pe Ramayana, pe Mahabharata și pe alte scripturi vedice. Deci, trebuie să ne amintim despre cunoașterea spirituală care este obținută de la maestrii spirituali și din scripturile vedice. Și atunci această memorie se transformă în aklishta vritti, într-o stare emoțională care va fi favorabilă pentru avansul nostru spiritual. Și încă un lucru care trebuie să ne amintim constant, să nu uităm, este un lucru care tot va deveni un aklishta vritti, o stare mentală foarte favorabilă pentru avansul nostru spiritual, este să nu uităm că ziua de astăzi poate să fie ultima zi din viața noastră. Niciodată nu ești sigur că te vei trezi dimineața următoare. Deci sunt cazuri super haioase când oamenii mureau în timpul sexului, oamenii mureau în timpul mâncării, oamenii deseori mor în timpul somnului, oamenii mor în lift, oamenii au accidente cardiace în timpul conducerii mașinilor. Asta e lumea materială. Niciodată nu știi care este karma ta. De aceea, dacă tu nu uiți că aceasta ar putea să fie ultima zi din viața ta, atunci nu mai există loc pentru supărări, pentru frustrări. Uite, asta acum 20 de ani mi-a spus lucrul urât cu tare, cu tare. Sau asta mi-a făcut lucrul urât cu tare, cu tare. Deci dacă tu înțelegi că viața este foarte scurtă și nu trebuie să-ți operi pentru tot felul de tulburări mentale, de tot felul de amintiri stupide din trecut, să trăiești cu trecutul, să trăiești cu
acele fantome ale trecutului, atunci tu ești fixat în prezent și prezentul este baza care te ajută să meditezi și să stăpânești toate vritiurile. Încă un lucru care vreau să-l menționez, mai avem câteva minute până la 8:30, este faptul că deci aceste două lucruri de a uita, două lucruri de a ține minte, ele reprezintă un exemplu cum am putea aborda vritiurile, adică aceste perturbații mentale. Kliṣṭa sunt perturbațiile mentale nefavorabile, problematice, aklīṣṭa sunt cele care sunt favorabile. Și aceste vritiuri, ele se transformă în kliṣṭa, în tulburări problematice, atunci când noi devenim obsedați. Deci de diferite idei, de diferite amintiri, de diferite stări, cum de exemplu am vorbit despre viparea sau percepția eronată, deci despre vikalpa, despre imaginația. Iată, în cadrul acestui grup de viparea și vikalpa, percepția eronată și imaginația, despre care s-a vorbit în versetele anterioare, în sutrele anterioare. Deci când o persoană încearcă tot timpul să dovedească cuiva ceva, când devenim pradă distorsiunilor cognitive, atunci se generează kliṣṭa, se generează tot felul de dureri. De aceea, încă o dată vreau să menționez că aceste lucruri care au fost descrise în versetele anterioare, deci percepția, imaginația, somnul, amintirea, ele pot să fie favorabile sau pot să fie nefavorabile în dependență de despre ce ne amintim, în dependență de ce se întâmplă în cadrul acestor vritiuri. Și de aceea este foarte important ca la începutul practicii spirituale, un sadaka, un practicant spiritual, să cultive conștient aklīṣṭa vritti, adică să cultive conștient stări emoționale care sunt favorabile pentru practica spirituală, care sunt pozitive, dar în final, mai târziu, practicantul spiritual, yoginul, va trebui să respingă atât kliṣṭa, cât și aklīṣṭa, adică atât stările emoționale care sunt favorabile, cât și stările emoționale care nu sunt favorabile. Și din punct de vedere a moralității mundene, deci acest lucru poate să fie greu de înțeles, pentru că, de exemplu, cum să respingi gândurile bune despre alții sau cum să respingi starea de compasiune sau cum să respingi bunătatea, mai știu eu, sau cum să respingi recunoștința pentru lucrurile bune care oamenii ți le-au făcut. Tot sunt, și acestea sunt niște vritiuri. Și bineînțeles că să iubești este mai bine decât să urești sau să împarți este mai bine decât să strângi sau să spui adevărul este mai bine decât să spui minciuni. Dar totuși aceste lucruri, ele reprezintă vritiuri, reprezintă tulburări de conștiință, conștiință externă și ele sunt perturbări ale minții. Prin urmare, știm de exemplu oameni care au devenit obsedați de vritiuri bune, deci de exemplu oameni care au fost reformatori în tradițiile spirituale sau oameni care au fost reformatori în tradiția din punct de vedere social. Sunt oameni care nu sunt capabili să se gândească la altceva în viață decât la proiectele lor de caritate. Și atunci mintea lor este foarte tulburată și ei tot nu sunt satisfăcuți. Ei tot nu sunt împăcați în interiorul său. Deși ei sunt tulburați de lucruri bune, aparent, să spunem așa, din punct de vedere a moralei, deci tulburările lor sunt favorabile, sunt bune. Dar din punct de vedere final spiritual, orice tulburare, orice stare de anxietate care este creată atât de kliṣṭa vritti sau de aklīṣṭa vritti, de stările emoționale favorabile sau nefavorabile, oricum ele sunt tulburări. Deci la sfârșitul, sau să spunem, la niveluri avansate ale practicii spirituale, ele vor trebui să fie
respinse, pentru că altminteri, dacă noi le permitem ca ele să aibă loc, ele orice vriti, orice stare emoțională creează o samskara, creează o amprentă emoțională în conștiința noastră. Și aceste amprente emoționale generează la rândul său următoarele vriti. Deci e, cum se spune, vriti produce samskara, samskara produce vriti. Deci starea emoțională produce o amprentă, aceste amprente în viitor vor genera stări emoționale. Și aici avem un exemplu clasic din tradiția puranică despre Ajamila, care era un brahmana. El era o persoană spirituală la începutul vieții sale, dar din păcate, din cauza faptului că el a contemplat cum odată o persoană mai degradată, avea o afacere cu o prostituată undeva în pădure, unde a mers Ajamila pentru a colecta niște lemne pentru focul sacrificial. La un moment dat, fiind tiner, Ajamila a contemplat relația aceasta sexuală dintre bărbatul respectiv și dintre prostituată. Și mintea lui a devenit imediat tulburată. Deci, mintea lui a fost un vârtej de tot felul de gânduri pofticioase au pornit în mintea lui. Din cauza aceasta, el și-a abandonat practica spirituală. Ajamila s-a căsătorit cu prostituata respectivă, a trăit o viață întreagă cu ea. El a avut, povestea spune că a avut cam 100 de copii. Și când avea aproape 100 de ani, cel mai mic copil al lui, care era un bebeluș, numele lui a fost Narayan. Și interesant, Narayana este un nume al divinității, un nume foarte auspicios al divinității supreme. Și în momentul morții, mintea lui Ajamila era atât de tulburată de tot felul de vrituri, de tulburări mentale, de, cum se spune, uneori se mai spune vriti, se traduce ca parazit mental, încât Ajamila a devenit foarte tulburat și la un moment dat, când Ajamila a văzut că au venit acei trei Yamadutas, sau uneori se spune patru Yamadutas, patru îngeri ai morții, au venit după el să-l scoate din corp, Ajamila s-a speriat și a început să strige numele fiului său, Narayana. Și el tot striga, Narayana, Narayana. Și tehnic, el a strigat, el nu l-avea în vedere pe Domnul Suprem, dar datorită faptului că numele copilului său îl reprezenta pe Domnul Suprem, a apărut Vishnuduta sau îngerii persoanei supreme care au lungat pe acei Yamaduta și au spus, hai să mai dăm încă o șansă. Ajamila a primit încă o șansă, s-a reîntors în corp, s-a întors înapoi în corpul său fizic, din lumea astrală. Și acum el avea deja memoria necesară, el s-a plecat în Haridwar, a practicat meditația ultimii ani ai vieții sale și a atins perfecțiunea spirituală, dar totul a început de la niște vrituri, de la niște tulburări care erau generate de contemplație, de contemplare ale unor lucruri care au trezit niște samskaruri, au trezit niște amprente, niște stări emoționale încă din viețile lui anterioare. Bine, deci ideea este ca să oprim aceste vritiuri, să oprim aceste samskaruri, yoga chitta vritti niroda. Și miercurea viitoare noi o să vorbim despre tehnica, deci cum trebuie să controlăm aceste vritiuri, prin practica yoga, prin abhyasa și prin vairagya, prin detașare și de asemenea o să vorbim despre starea de spirit în care trebuie cineva să practice o cale spirituală, o sadhana pentru a fi capabil să-și stăpânească toate aceste vritiuri, atât nefavorabile klishta, cât și vritiurile favorabile. Vă mulțumesc mult pentru atenție și acum dacă aveți ceva întrebări despre lucrurile pe care le-am discutat. Avem o întrebare de pe Facebook de la una dintre ascultătoarele noastre. Vrea să vă zic că vă mulțumește și vă apreciez. Stai, Bolo. Deci la început aș vrea să răspund la întrebările prietenilor noștri care sunt prezenți acum și mai ales la întrebările prietenilor noștri care și-au pornit camerele.
Deci, dacă avem acest gen de întrebări, o să răspund, dacă nu, o să trec la întrebările care sunt prezentate prin Facebook. Rada Covinda, vă mulțumim mult pentru lecție. Și avea o întrebare. Da. Ați menționat despre aceste vritii, care sunt ba pozitive, ba negative. Ați menționat despre memorie, despre disonanțe cognitive. Curiozitatea mea e următoarea. Acea, așa zisă, intuiție sau urmarea instinctelor, care sunt niște lucruri destul de des folosite din ce în ce mai mulți oameni în diferite contexte. Unde s-ar încadra? Asta ar fi, de fapt, prima întrebare. Și a doua întrebare, ca să mă asigur că am înțeles bine, sentimentul de iubire, compasiune, nu știu, dor față de o persoană, să înțeleg că astfel de lucruri sau nevoia de protejare se încadrează la priti emoțional pozitiv și inclusiv de asta trebuie să ne detașăm? Vă mulțumesc! Trebuie, dar nu acum. Dar hai să o dăm la rând. Deci hai să începem cu prima întrebare referitor la instinctele noastre. Instinctele noastre reprezintă niște samskaruri, niște amprente emoționale care au rămas stocate în corpul nostru subtil. Și atunci când o persoană acționează instinctiv în anumite situații, deci el acționează pe baza acelor informații care sunt stocate în corpul său subtil. Și deseori noi avem tot felul de reacții instinctive, deci cum ar fi, de exemplu, dacă vedem că ceva se apropie brusc de fața noastră, instinctiv noi respingem cu mâna noastră. De ce? Pentru că conștiința noastră, memoria noastră, deci are informația stocată că dacă nu respingi acel lucru, atunci o să te doară. Deci lucrul care te lovește în față o să te doară. Și tot așa avem reacții instinctive, deci acesta e un exemplu de o reacție la nivel grosier, dar avem, de exemplu, reacții instinctive la nivel de relații, la un nivel mai subtil. Deci noi suntem, de exemplu, am fost obișnuiți sau am avut niște samskaruri, niște amprente psihologice, emoționale din viața prezentă sau din viața anterioară, mai sau din viețile anterioare, când am avut, de exemplu, o relație abuzivă sau am trecut prin mai multe relații abuzive. Și acum, din cauza aceasta, de fiecare dată când interacționăm cu cineva care manifestă niște simptome ale gesturilor pe care noi am fost martori în viețile noastre anterioare, în mod instinctiv noi avem o reacție de respingere, o reacție instinctivă, deci față de lucrurile, de atitudinea sau de cuvintele respective. Și acum aici e foarte important să învățăm, nu este un lucru ușor, dar este să învățăm să nu reacționăm instinctiv, dar să reacționăm la nivelul inteligenței. Adică trebuie să fie o distanță dintre stimul și dintre reacție. Pentru că ce înseamnă o reacție instinctivă este o reacție instantanee. Deci s-a întâmplat ceva, pac, am răspuns imediat. Deci am răspuns impulsiv. Și de obicei, dacă ați observat, reacțiile noastre instantanee, de obicei sunt greșite. Și de aceea, disciplina sau practica yoga ne învață să distanționăm puțin stimulul de reacție, să facem un spațiu între stimul și reacții și să avem timp să gestionăm și să răspundem nu conform instinctelor noastre sau pornirilor noastre, bazate pe amprentele noastre psihologice din viețile anterioare, dar conform valorilor noastre spirituale. Și, de exemplu, cineva ne-a făcut un rău, forget it, da? Uite, pentru că, de fapt, este doar reacția ta karmică pentru lucrurile care tu le-ai făcut în viața anterioară. Și atunci tu te distanțezi, puțin tu ai timpul să digeri și să reacționezi conform cunoașterii spirituale, să abordezi situația dintr-un punct de vedere corect, care nu va genera o karmă, care nu va învârti din nou roata aceasta a karmei, care nu va genera din nou încă o samskară, încă un vriti care va tulbura mintea și așa mai departe. Deci trebuie să învățăm să nu ne comportăm instinctiv, dar să ne comportăm din punct de vedere a inteligenței, care de obicei
are timp să ia sau își ia un anumit timp pentru a lua o decizie corectă conform valorilor noastre interioare spirituale. Acum, referitor la iubire, referitor la senzația de a fi iubit, la senzația de a fi protejat, scripturile vedice dau foarte multe informații referitor la acest punct. Vedele descriu membrii noștri de familie, soții, soțiile, ca fallible soldiers. Și asta tu poți traduci mai bine. Deci dacă ai putea să traduci fallible soldiers. Soldați failibili. Soldați failibili. Adică tu gândești că vei fi protejat de acești soldați, dar fii atent pentru că ei sunt failibili. Părinții tăi vor deceda, adică părinții noștri vor deceda. Ei au fost niște soldați foarte importanti care ne-au protejat. Dar, din păcate, nu este nimic etern în această lume. Părinții noștri vor deceda, vor pleca. Soțul nostru, soțiile noastre de care suntem atașați, sau poate detașați, cine știe, dar oricum, și ei nu sunt neapărat, deși ei se încadrează în fallible soldiers, pentru că și corpurile lor, din păcate, vor muri. Corpul nostru va muri, pentru că deseori noi încercăm să fim protejați de corpul nostru, de inteligența noastră. Dar inclusiv și corpul nostru și inteligența noastră, de asemenea, ne vor părăsi la bătrânețe. De aceea, vedele spun, nu căuta sprijin în fallible soldiers, în soldați failibili. Caută sprijin în spirit, caută sprijin în tada drashtu svarupe avasthanam. Tu trebuie să vezi svarupa, să vezi corpul tău spiritual și avasthanam înseamnă să te situezi. Tu trebuie să devii cu picioarele situate bine în înțelegerea că tu nu ești corpul fizic, tu ești suflet. Corpul fizic va muri, dar sufletul rămâne nemuritor. Și corpurile oamenilor din jur tot vor muri, dar ei sunt suflete. Și prin urmare, deci emoțiile pozitive și gândurile pozitive și lucrurile bune, ele neapărat, ele trebuie să fie urmate, ele trebuie să fie, deci noi trebuie să urmăm această etichetă socială conform normelor morale. Dar dacă noi ne vom baza doar pe valorile morale în viața noastră și nu pe valorile spirituale, atunci de asemenea vom fi dezamăgiți la sfârșitul vieții noastre. Pentru că am trăit o viață morală și ce? So what? Ea s-a încheiat, s-a terminat. De ce? Vedele ne învață să fim transcendenți atât față de lucrurile rele în lumea materială, cât și față de lucrurile bune în lumea materială. Și să mă iertați toți pentru un exemplu, dar este un exemplu care l-am auzit deseori de la maestri spirituali. Este exemplul cu belegarul proaspăt și belegarul uscat. Deci dacă ați văzut cei care au fost în India sau o să mai mergeți în India, femeile din India, din satele din India, sunt foarte iscusite să facă plăcintuțe din belegar și să le lipească de pereții caselor. Deseori, turiștii din vest sunt super frustrați când văd că casele oamenilor sunt acoperite de aceste turte de belegar. Dar belegarul, oricum, nu o să intru acum în subiect, dar se spune că este antiseptic, plus ei îl folosesc pentru ca combustibil, pentru a găti, pentru că India nu au prea multe lemne și atunci ei folosesc belegar. Chiar și aici, chiar și în România, sunt sate unde se folosește belegar de la animale pentru foc. Și iată, când o turtă din aia de belegar este lipită de perete și a stat o zi sub soare și ea s-a uscat, atunci imediat lângă ea mai este lipită încă o turtă care este proaspătă și turta aia proaspătă, deci râde de turta uscată și spune, tu deja ești uscată, tu deja ești bătrână. Dar ea uită că imediat după o zi, la sfârșitul zilei, și ea de asemenea va deveni uscată. De aceea se spune că belegarul uscat, belegarul proaspăt sau belegarul care este uscat, sau tot belegar rămâne. Deci lucrurile bune sau lucrurile rele în cadrul lumii materiale, oricum ele sunt temporare. Deci n-are rost să te atașezi de ele.
Deci nu înseamnă că trebuie să respingem lucrurile bune sau să trebuie să respingem moralitatea, dar înseamnă că nu trebuie să ne sprijinim în moralitatea mondenă. Pentru că moralitatea spirituală este mai elevată decât moralitatea mondenă. Și asta este un subiect care este abordat în Mahabharata. Yudhishthira, deci dacă, de exemplu, comparăm doi eroi din Mahabharata, îl avem pe Arjuna, eroul Bhagavad Gita, și îl avem pe fratele lui mai mare, Yudhishthira. Arjuna este descris în scripturile vedice, uneori este descris de maestru spiritual ca un super intelectual, pentru că el înțelegea niște noțiuni filozofice foarte complexe care au fost expuse de Krishna în Bhagavad Gita. Și atunci, pentru noi, Arjuna reprezintă un super intelectual, dar în comparație cu Yudhishthira, Arjuna era practic un needucat, pentru că Yudhishthira era super sofisticat, avea o inteligență super sofisticată. Dar problema lui Yudhishthira era că el era, în limba engleză se spune, grounded. Deci el cumva era foarte întemeiat în... Împământat. Împământat în moralitatea mondenă. Și de aceea era cazul când situația necesita ca Yudhishthira să spună o minciună pe câmpul de luptă și ca ei în final să câștige războiul. Și Yudhishthira a respins, a spus, eu nu o să spun niciodată o minciună, pentru că în acord cu valorile morale este un lucru greșit. Și atunci Krishna a spus, în acord cu valorile morale este un lucru greșit, dar dacă tu urmezi această regulă, atunci tu vei pierde un război darmic și atunci o planetă întreagă va suferi din cauza influenței demonice ale acestor regi, demonici care s-au incarnat pe pământ din planetele subterane. Deci alege dintre două niveluri de moralitate, moralitatea mondenă și moralitatea spirituală sau absolută. Deci ce alegi? Până la urmă, bineînțeles că Yudhishthira a ales moralitatea superioară. El a înțeles acest lucru, că de fapt înfăptuirea voinței persoanei supreme reprezintă moralitatea supremă, dar a durat un timp pentru el a înțelege. Deci ideea este că noi nu le respingem într-un mod orb moralitatea mondenă, deci noi nu devenim fanatici religioși sau nu devenim cumva, mai știu eu, închiși la minte, pentru că totul este spiritual, totul este transcendental. Eu am avut colegi care nu spuneau bună ziua, nu spuneau bună seara oamenilor, pentru că, cum se spune în vede, Brahma Satyam Jagan Mityam. Deci, lumea materială este temporară, sufletul este etern. Deci, mai are rost să-i spui cuiva bună ziua, pentru că oricum viața este trecătoare. Oricum vom muri, deci mai are rost să-i spui cuiva bună ziua. Nu, deci este o extremă. Deci noi urmăm aceste lucruri, dar nu ne, cum a spus Cosmin, nu ne împământim în ele. Deci nu căutăm adăpost în ele, pentru că ele sunt fallible soldiers, soldați fallible. Și trebuie să găsim adăpost în suflet, în svarupa și în relația noastră cu Ishvara, cu persoana supremă. Aceste lucruri sunt eterne. Ele vor rămâne întotdeauna cu noi și în viața viitoare noi vom continua avansul nostru spiritual exact din momentul în care l-am terminat în viața prezentă. Nu pierdem nimic din punct de vedere al avansului spiritual. Dar din punct de vedere a moralității mondene și din punct de vedere a relațiilor mondene, din păcate lucrurile sunt foarte trecătoare. Vă mulțumim mult! Cu mare drag! Mai avem vreo întrebare de la cei care au camerele pornite? Eu. Da, Mangosake. Hare Krishna. Vreau să întreb că de multe ori auzi câte ceva și știi, înțelegi foarte bine momentul acela. Aștept bine înțelegi, dar când îi să pui în practică, nu știu, parcă ai uitat sau... Deci, ce ai spus? Să nu mai trăim în trecut, să nu așteptăm dacă faci un bine? Sau... Deci am înțeles atât de bine și zic, da, așa este, așa trebuie să fiu. Dar nu știu dacă o să reușesc. Durează un timp
învățăm să facem lucrurile corecte. Deci noi la început aveam o înțelegere teoretică și durează un timp până când obținem realizarea practică. Un fenomen care deseori se întâlnește în cercurile spirituale este ceea ce se numește ateismul psihologic. Iată, noi din punct de vedere a convingerilor noastre sau din punct de vedere a filozofiei noastre, noi suntem teiști, ați observat? Deci noi avem cunoașterea din Bhagavad Gita, cunoașterea din Vede, că suntem suflet, există karma, există persoana supremă, Ishvara care controlează universul. Noi suntem teiști din punct de vedere a conceptelor filozofice. Dar din punct de vedere psihologic, noi încă suntem ateiști o perioadă lungă de timp, la începutul vieții noastre spirituale, și cum putem să ne convingem în acest lucru? Simplu. Ai intrat în tramvai, cineva te-a călcat pe picior și imediat ai izbucnit. Toată filozofia ta teoretică despre Dumnezeu, despre karma, toată a plecat peste geam. De ce? Pentru că corpul tău subtil încă nu s-a schimbat. Deci durează un timp ca și corpul tău subtil să se schimbe și mentalitatea ta interioară să se schimbe și să devină spirituală, să devină cu adevărat devoțională. Și de aceea deseori se întâmplă acest fenomen când noi avem cunoașterea, știm cum trebuie să fie procedat, dar încă nu avem puterea necesară de a aplica în toate situațiile cunoașterea respectivă. Și această problemă este descrisă de înțelepții vedici ca Hridaya Daurbulyam. Hridaya Daurbulyam înseamnă slăbiciunea inimii. Deci slăbiciunea inimii, ceea ce înseamnă că ai cunoaștere, dar încă nu ai puterea necesară de a aplica cunoașterea respectivă. Și noi primim puterea necesară, noi o primim prin suportul care îl obținem de la maestru spiritual și de la alți discipoli ai maestrului spiritual. Puterea o primim prin sangha, prin asocierea cu oamenii spirituali. Această asociere ne furnizează cu o putere de a aplica practic cunoștințele teoretice și de a ne transforma din teiștii teoretici în teiști psihologici. Da. Deci va dura un timp, încet, încet, șanari, șanari, cum spune Krishna, pas cu pas, se va întâmpla. Mulțumesc, Hare Krishna. Cu mare drag. Bine, Balu, poți să-mi spui, te rog, care a fost întrebarea de pe Facebook? O să o preiau eu. Secundă, așa. Avem de la doamna sau domnișoara Petra. Bună ziua, apreciez foarte mult aceste live stream-uri pe care le faceți. Aș avea o întrebare. Aveți anumite exerciții pe care le practicați sau pe care ni le-ați putea recomanda pe această cale? Avem oare vreo practică pe care o putem recomanda? Eu sunt adept al practicii Bhakti Yoga și în cadrul practicii de Bhakti Yoga, fiind inițiat în tradiția Bhakti Yoga, eu urmez o anumită sadhana, un anumit proces spiritual sub ghidarea maestrului meu spiritual, care include cântarea zilnică anumitor runde de mantra, de japa meditație, urmarea anumitor principii regulatoare, studierea anumitor scripturi, înfăptuirea unor ritualuri de dimineață, care tehnic se numesc puja în fața altarului, și un anumit stil de viață, o anumită conduită, o anumită dietă. Deci sunt mai multe aspecte care eu, ca un practicant, ca un sadaka, trebuie să le urmez, fiind un discipol inițiat în această tradiție. Dar dacă o să vreți să aflați mai multe din aceste lucruri, participați la aceste conferințe, o să le discutăm, inclusiv miercurea viitoare o să începem să discutăm despre sadhana și atunci o să ating mai multe subiecte și o să prezint mai multe practici concrete din practica spirituală pe care o practic eu. Deci o să împărtășesc cumva puțin din experiența mea umilă. Plus, o să vorbim și despre niște tehnici și practici universale pe care le descrie însuși înțeleptul Patanjali în Yoga Sutra. De aceea, rămâneți pe canal, nu-l schimbați și o să abordăm subiectele respective. Și totodată aș vrea pe această cale, dacă îmi permiteți un minut, să fac un soi de anunț, pentru că avem foarte, foarte mulți invitați noi.
Vreau să știți că pe lângă aceste cursuri online pe care noi le realizam în cadrul Centrului de Studii Vedice, în mod normal acestea se desfășoară și în format fizic. Acum, datorită situației cu pandemia de COVID-19, activitatea noastră a fost sistată, dar fiți fără de griji, pentru că de îndată ce autoritățile ne vor permite, noi vom reîncepe activitatea noastră și exact ca și online, miercuri și duminică la aceleași ore, ne veți găsi la sala polivalentă. Atât voiam să spun. Bine, cred că o să încheiem aici discuția de astăzi. Vă aștept cu mare drag miercurea viitoare. O să continuăm să studiem următoarele sutre. Vă aștept duminică la programul de Satsanga. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările frumoase pe care le-ați pus la sfârșitul discuției și pentru setea voastră de cunoaștere care mă inspiră. Eu sper că nu sunt concepții foarte dificile. Pentru începători, poate pe alocuri, sunt multe termene în limba sanscrită, sunt multe noțiuni, dar vreau să spun că, iată, de exemplu, Bhagavad Gita sau Yoga Sutra, ele sunt considerate a fi ca niște flori pe arborele vedic sau pe copacul vedic. Și aceste flori sunt foarte frumoase, ele sunt foarte complexe, ele aduc o bucurie foarte mare pentru un sadaka, pentru un practicant spiritual. Și culminația sau fructul copt al acestui arbore vedic este Bhagavad Purana și Mad Bhagavatam, narațiunile despre divinitate care și narațiunile filozofice din Bhagavad Purana. De aceea noi, în timpul discuțiilor noastre de Yoga Sutra, o să atingem mai multe subiecte, o să facem referință la mai multe scripturi vedice și o să încerc cât de cât să combin lucrurile și să prezint lucrurile într-un mod care va fi interesant atât pentru persoanele care abia încep să studieze scripturile vedice, cât și pentru persoanele care sunt deja mai familiarizate cu aceste concepte. O să încerc să fac față și încă o dată vreau să spun, dacă o să aveți lucruri care simțiți că sunt greu de înțeles, de digerat cumva, le discutăm întotdeauna la sfârșitul acestor prezentări și în funcție de întrebările voastre eu deja o să înțeleg modul de a prezenta lucrurile, deci mai profund sau mai într-o manieră mai ușoară cumva, pentru ca voi să vă simțiți confortabil. Bine, o seară frumoasă și ținem legătură. Ne vedem la programele următoare. Mulțumim! Hare Krishna. Mulțumim, o seară frumoasă. Thank you.